90% din fântâni din raionul Glodeni conțin apă de calitate proastă. Din cele 3500 fântâni publice, 80% au apă poluată cu nitrați. 30% din fântâni apa are duritate ridicată și 20% sunt poluate microbian. Apele din sonde conțin și ele un nivel ridicat de amoniac și flor. Cu toate acestea, autoritățile spun că problema apei potabile nu va fi soluționată în curând din lipsa mijloacelor financiare. Mai mult, orașul Glodeni riscă să rămână fără rețeaua de canalizare dacă problema nu va fi soluționată. Când raionul Glodeni va avea apă potabilă, aflați în reportajul următor. Potrivit specialiștilor, doar 10% din fântânile din raionul Glodeni corespund cerințelor sanitaro-igienice, având apă de calitate, iar 90% conțin apă poluată cu nitrați în cantități excesive. Chiar și apa din sonde, spun specialiștii, este de o calitate mai bună decât cea din fântâni. La ziua de astăzi, în raionul Glodeni, avem în jur de 6500 de fântâni, dintre care circa 3500 sunt fântâni publice. O fântână publică este acea sursă de apă din care se alimentează mai mult populație, adică în jur, așa, aproximativ de 5 familii. Și de regulă, aceste fântâni publice sunt fântânile situate la căile de acces, la străzile principale, fântânile de la grădinițe, de pe lângă casele de cultură, de fântânile din teritoriul bisericilor, adică fântânile de unde mai mult populație se alimentează cu apă. Problema aprovizionării cu apă potabilă a Republicii Moldova însă rămâne deocamdată nesoluționată. Autoritățile centrale consideră că fără granturi nu avem șanse reale pentru realizarea acestui proiect. Legat de apă, noi avem Prutul și Nistru. Culmea, știți, cu Prutul și cu Nistru există o problemă foarte mare, că și Prutul și Nistru și-au izvoarele în Carpații Ucrainei. 80% din tot debitul de apă care îl vrem Prutul și pe Nistru se acumulează în Ucraina. Respectiv, noi doar putem să ne rugăm și să-i rugăm pe ei să vedem de unde vine această apă. Ucraina este un subiect de discuție foarte complicat, o țară foarte mare, foarte complicată, cu ei foarte complicat să discuți și respectiv și reglementările internaționale și acordurile pentru ei foarte greu. Ei reacționează la acest. Noi avem un acord semnat cu ei acum 5 ani de zile privind reglementarea internațională în comun a râului Nistru. Noi am semnat, l-am ratificat pe Parlament, ei nu-l ratifică. Deci e că la ratificare trebuie să creez o comisie mixtă și noi trebuie să mergem de la izvoare până la vărsare și să verificăm foarte exact cine ia, cum o ia, care sunt debitele, cum o eliberează ei de la Novodnistrovsk și tot așa mai departe. Schimbările climatice își pun o amprentă foarte durută pe această problemă și, din păcate, în momentul în care vor continua tăierile masive și barbare a pădurilor în Carpații ucraineni, noi vom avea în 10 ani de zile minus 15, 20 sau chiar 30% de debite pe Prut și pe Nistru. Și trebuie cumva împreună în plan internațional să rezolvăm această problemă. Deci, să fie foarte clar, problema Nistrului și a Prutului nu este în Republica Moldova, pentru că noi nici surse mari de poluare nu avem, noi nici baraje, nimic. Cele mai mari probleme sunt în Ucraina. În momentul în care există calcule că Prutul și Nistrul oricum ne-ar ajunge pentru 2-3 din toată Republica Moldova să o asigurăm cu apă, după asta ne rămân sursele subterane. Poluarea chimică intensă și chimizarea din perioada sovietică au dus la acviferele superioare, la o poluare foarte mare, iar cele inferioare, din păcate, sunt insuficiente. Există răioane întregi în centrul Republicii Moldova care sunt inaccesibile, pur și simplu nu există apă subterană. De ce regionalizarea și aducțiunile de apă pe distanță foarte mari sunt soluții? De exemplu, noi acum extindem apă canal Chișinău în toate părți, în toate direcții. Cel mai mare braț este pe direcția Strășeni-Călăraș, tot Strășeni-Călărașul va fi asigurat din Nistru prin apă canal Chișinău. După aia le extindem pe direcția Ieloveni, pe direcția Criuleni și spre direcția Neninoi, acolo unde o să fie nevoie. Regionalizarea fiind cel mai bun instrument ca să te asiguri că există viabilitate. Exact la voi vom face același lucru cu Soroca Belts, un proiect la care eu țin foarte mult, eu știu că există reticență, eu știu că nu se dorește, eu știu că foarte complicat am obținut deciziile de Consiliu, unii vor, alții nu vor, dar în momentul în care europenii au venit și au zis că ne dă o componentă foarte considerabilă de grant, ei știau foarte exact că după asta durabilitatea unor întreprinderi care au, de exemplu, 50.000 sau 100.000 de abonați, să fie mult mai mari decât una care e comunală. Calitatea apei din apeductele rurale au și ele o calitate.
calitate scăzută. 15 apeducte sunt alimentate cu ape din fântânile arteziene, unde concentrația de fluor și amoniac este de 2 până la 3 ori mai ridicată. Autoritățile locale sunt obligate să asigure dezinfectarea și clorarea fântânilor publice și să plaseze informația despre calitatea apei la fiecare fântână. Singura sursă de aprovizionare cu apă de calitate, inofensivă sănătății populației, este apeductul comunal Glodeni, cu sursa de alimentare din râul Prut. Această stație de tratare are toate etapele de prelucrare a apei din Prut și respectiv apa în rețeaua de apeduct se furnizează apă de calitate. Apeductele care le avem în sate, 15 apeducte rurale disponibile la moment în localitățile rurale ale raionului. Apa din sondă conține în cantități majorate amoniac și florul. Potrivit datelor prezentate de Centrul de Sănătate Glodeni, cei mai mulți nitrați în apele fântânilor se găsește în localitățile Balatina, Cobani, Cuhnești și Limbenii Vechi, pe când fluorul în cantități mari se găsește în fântânile din localitățile Balatina și Cuhnești.